Bună seara tuturor! Din nou împreună, spre marea mea bucurie, și asta prin intermediul Fundației World Health Living Foundation, care mi-a dat ocazia ca în seara asta să abordez o problemă dureroasă sau arzătoare sau înțepătoare a zilelor noastre. Și ne referim aici la durerea care apare la nivelul articulațiilor. O durere cu care cred că oricare dintre noi a venit mai devreme sau mai târziu în contact. Cei care ne-am născut de ceva vreme deja cam știm despre ce este vorba, în principiu. Și mi-am propus în seara aceasta să abordez această problemă, pentru că există niște soluții la îndemână, chiar facile. Și să începem. Despre mine două, trei cuvinte. Mă numesc Nicu, am 46 de ani de profesie, sunt medic. Ca și activitate de zi cu zi sunt reprezentant medical. Am descoperit aceste produse extraordinare pe data de 13 septembrie anul trecut. Am fost interesat să aflu mai multe, mi-a plăcut ce am aflat și între timp, aflând mai multe lucruri, m-am gândit că ar fi bine să împărtășesc și celor interesați câteva informații suplimentare. În seara asta, tema este una generoasă, să spun așa. Și voi începe, dacă vreți și dacă îmi permiteți, cu o considerație mai metafizică a unui doctor care se numește Michael Gerhard, este din Los Angeles, este chirurg, ortoped, și care spunea că ne putem considera destul de norocoși dacă vom trăi suficient de mult încât să dezvoltăm dureri articulare. De ce? Pentru că durerile articulare, exceptând situațiile patologice, ajung să se manifeste la o vârstă. Dacă ajung să se manifeste la o vârstă, înseamnă că am avut o viață destul de plină. Dacă ar fi să vă dau și o definiție cumva mai apropiată de realitate, mai apropiată de viața de zi cu zi, durerea articulară reprezintă acea senzație de disconfort în jurul uneia sau a mai multor articulații și această definiție o putem găsi în librăria națională de medicină a Statelor Unite. General vorbind, durerea se poate manifesta sub mai multe forme și fiecare dintre noi l-a experimentat la un moment dat. Sau dacă nu, cu siguranță le va experimenta la un moment dat în viață. Și aceste forme de manifestare pot fi căldură, umflătură, sensibilitate, roșață sau pur și simplu neplăceri în timpul mișcării. În cazuri mai rare, aceste dureri articulare pot semnala afecțiuni destul de grave și ne referim aici la o boală autoimună sau la o boală cu transmitere sexuală. Le vom detalia un piculeț pe măsură ce vom înainta în acest material. Durerea articulară este cunoscută în general, medical vorbind, sub numele de artralgie și poate afecta una sau mai multe articulații ale corpului nostru. Articulațiile ce fac ele de fapt? Ele facilitează mobilitatea și flexibilitatea corpului nostru și din acest motiv sunt foarte sensibile la traumatisme sau în urma exercitării unor presiuni intense. Tocmai de aceea lezarea sau inflamarea unei articulații poate provoca un disconfort major, fapt care poate interfera și de cele mai multe ori chiar o face, interferă cu activitatea zilnică a noastră. Dacă este să ne referim la tipuri de dureri, tipuri generale de dureri articulare, atunci acestea pot fi de origine mecanică sau cu caracter inflamator. Bun. Durerea totuși este cumva important să o și să înțelegem care sunt caracteristicile durerii de tip inflamator și a durerii de origine mecanică. Dacă este să ne referim la durerea de tip sau cu caracter inflamator, aceasta apare pe timpul nopții sau dimineața la prima oră, apare după o perioadă de repaus și poate implica pe lângă durere și o senzație de rigiditate, care se ameliorează, se îmbunătățește pe măsură ce ne punem în mișcare. În schimb, durerea de origine mecanică apare în timpul nopții sau dimineața, după o perioadă de repaus și apare mai ales ca urmare a unui efort fizic
și se manifestă prin rigiditate ușoară care se ameliorează dacă iei o pauză. De cele mai multe ori, durerea articulară apare pe fondul artritei și aceasta se manifestă prin rigiditate care afectează atât articulațiile, cât și oasele și ligamentele. Cele mai cunoscute forme de artrită care pot cauza durere articulare sunt cele pe care le-am trecut eu aici, poliartrita reumatoidă, spondiloza și artroza. Mai este numită și osteoartrită, artroza. Dacă este să ne referim la articulațiile în care poate apărea această durere, ele pot fi articulațiile axiale, adică cele care sunt pe mijlocul corpului nostru. Și acestea sunt coloana vertebrală, articulațiile sacroiliace, articulațiile coxofemurale, articulațiile scapulofumerale și temporomandibulare. Dacă este să ne referim la articulațiile periferice, acestea sunt articulațiile mâinilor, ale pumnului, ale cotului, articulațiile piciorului, ale gleznei, genunchiului. De fapt, ce sunt articulațiile? Păi, o articulație este o regiune în care se întâlnesc două sau mai multe oase pentru a permite mișcarea. Și nu știu dacă știați, dar în corpul nostru există un singur os care nu este legat printr-o articulație de un alt os. Acel os se numește osul hioid și este în gât. E, cu excepția acestui os hioid, toate celelalte oase din corpul nostru se unesc prin, cu cel puțin un alt os printr-o articulație. Iar forma unei articulații depinde de funcția sa. În general, cu cât este o articulație permite o mișcare mai largă, într-o gamă mai variată de unghiuri, cu atât acea articulație este mai predispusă a fi rănită sau a se răni. De ce? Pentru că gama aceasta largă de mișcări posibile reduce rezistența articulației și mărește factorii de risc care pot acționa pe articulația respectivă. Alte componente ale articulațiilor sau asociații articulațiilor, în principal este bine să reținem că articulațiile sunt ținute împreună și susținute de niște benzi dure de țesut conjunctiv, care se numesc ligamente. Cartilajul neted previne frecarea pe măsură ce oasele se mișcă unul împotriva celuilalt. Și în articulațiile libere sau mobile, întreaga articulație este închisă în interiorul unei membrane care este umplută cu un lichid, se cheamă lichid sinovial. Acesta are un rol lubrifiant, adică unge articulația respectivă și ajută la o amortizare suplimentară împotriva impactului. De asemenea, mușchii sunt atașați de oase prin intermediul unor benzi groase și dure din țesut conjunctiv, care se numesc tendoane. În cazul în care tendoanele se află aproape de os, sunt niște săculeți mici, numiți burse, care se găsesc între tendon și os. Aceștia tot sunt, aceste burse sunt umplute tot cu lichid sinovial și au rolul de a reduce frecarea și de amortizarea șocurilor mecanice. Dacă vreți, dacă e să ne referim la gama de mișcare pe care articulațiile o permit, sunt trei game largi. Sunt articulațiile fixe sau imobile și cum sunt acestea? Le aveți de fapt figurate acolo unde vedeți acel craniu. Da? Sunt două sau mai multe oase care sunt în contact strâns și legătura dintre ele este cam așa. Sunt oase care se întrepătrund în mod fix, unele cu celelalte. Ele nu permit mișcare în niciun fel. Ele doar cresc aderența și cresc rezistența. Da? Oasele craniului se mai numesc suturi. Aceste articulații se numesc suturi. De asemenea, avem articulațiile semimobile, în care două sau mai multe oase sunt ținute împreună atât de strâns, încât este permisă doar o mișcare limitată. Și dacă este să vă dau un exemplu, aveți acolo figurat în a doua poză, sunt vertebrele din coloana noastră vertebrală. Iar dacă este să ne referim la a treia categorie, acestea sunt articulațiile mobile și sunt majoritatea articulațiile din corpul nostru. Da? Pentru că, până la urmă, scopul principal al articulației este acela de a permite mișcarea. Da?
Dacă este să ne referim la tipurile de articulații mobile, acestea sunt iarăși de mai multe feluri, sunt 6 mai exact. Sunt articulațiile de tip bilă și soclu, adică avem un cap rotunjit și un soclu în care intră, da? E, capul se află în soclul celuilalt. Și dacă este să vă dau un exemplu, este articulația șoldului, articulația coxofemurală, da? Sau articulația umărului. La fel, da? Umărul este, humerusul este rotund și intră în cupa de la scapulă, da? Bun. Articulația în șa. Aceste articulații permit mișcarea spre înainte, înapoi și dintr-o parte într-alta, dar nu permit rotirea. Și este articulația de la baza degetului mare. Articulația de tip balama. Sunt două oase care doar se închid și se deschid într-o singură direcție, de-a lungul unui plan, ca o ușă. Și aici, dacă vreți, este articulația cotului sau a genunchiului. Da? Noi nu putem mișca decât într-un singur plan articulația aceasta. Mai sunt articulațiile condiloide, care permit mișcarea fără rotire, cum sunt articulațiile maxilarului sau articulațiile degetului. Da? Mai sunt articulațiile pivotante. Și dacă ar fi să vă dau un exemplu concret, avem la baza craniului două oase, unul se cheamă atlas și unul este axis. Atlasul este în imediat contact cu craniul nostru și are în partea din spate o gaură, o gaură prin care intră dintele următoarei vertebre, axisul. Da? Acestea sunt articulațiile pivotante. Și mai sunt articulațiile plane, sunt articulații care au suprafețe netede ce alunecă una peste alta, permițând o mișcare limitată. Și aici ne referim la articulațiile încheieturilor. Bun, dar de fapt ce este durerea articulară? Durerea articulară este un disconfort care poate să apară în orice articulație din corpul nostru. Iar cuvântul medical pentru durerile articulare se numește artralgie. Lucrul acesta este diferit de artrită, pentru că artrita, de fapt, înseamnă inflamația articulației respective. Este o afecțiune acută care apare intempestiv. Da? Provoacă durere. Această artrită provoacă durere, provoacă uneori căldură, roșeață sau chiar și umflarea articulației. Iar o articulație poate fi dureroasă fără a fi inflamată, dar poate fi și dureroasă și inflamată. Deci sunt mai multe variații pe tema aceasta și le vom detalia. Durerea articulară, de asemenea, poate afecta doar o articulație sau mai multe. Iar modelul durerii articulare va depinde de cauza de bază. Unele cauze ale durerii articulare necesită un tratament urgent. Și dacă ar fi să dau două exemple, unul dintre ele ar fi o infecție într-o articulație, artrita septică, și iarăși un al doilea exemplu sunt fracturile osoase. De asemenea, acest tip de durere este frecventă. Aproape jumătate din totalul persoanelor de peste 45 de ani suferă de durere articulare, iar cele mai frecvent afectate sunt articulațiile genunchilor. De obicei, sunt semnele de uzură cele care declanșează această durere, iar articulațiile inflamate sau rănite sunt adesea asociate cu simptome dureroase. Dar sunt mai multe cauze posibile ale acestei dureri articulare. Și dacă ar fi să le detaliem, această durere articulară se poate manifesta în mai multe moduri. Dacă ar fi să clasificăm după tipul de debut, atunci poate avem durere articulară acută și aceasta se instalează în câteva ore. Durerile articulare subacute se resimt în câteva zile, iar durerea cronică este cea care durează săptămâni sau luni. Dacă ar fi să ne referim la clasificarea în funcție de numărul de articulații afectate, atunci avem o durere monoarticulară, clar, o singură articulație afectată, oligoarticulară, până la 4 articulații afectate, și poliarticulare, afectează mai mult de 4. Da? Dacă ar fi să clasificăm în funcție de ritmul durerii, avem durere de repaus, avem durere de noapte și avem acea redoare sau rigiditate matinală a articulațiilor.
dacă ar fi să facem o clasificare în funcție de modelul de distribuție, atunci putem avea dureri articulare la nivelul articulațiilor mici, cum sunt articulațiile mâinilor, degetelor, sau dureri la nivelul articulațiilor mari. Și aici ne referim la articulație a genunchiului, a șoldului, a umărului, etc. De fapt, cum recunoaștem noi o articulație inflamată sau cum distingem aceste dureri articulare? Păi, în primul rând, dacă persoana respectivă are un stil de viață sedentar și o alimentație necorespunzătoare, aceste lucruri pot duce la apariția inflamației și a durerilor articulare, agravate, bineînțeles, și de acțiunea negativă a radicalilor liberi. Și vom vorbi un piculeț mai încolo și despre radicalii liberi. Unul dintre primele elemente căruia trebuie să-i acordați o atenție deosebită este durata în timp a durerii. Este foarte important dacă durează de câteva săptămâni fără nicio schimbare și ar putea fi de natură inflamatorie, de exemplu. Un alt element important este prezența rigidității sau uredorii matinale, la trezire. Câteva minute de rigiditate, de redoare, sunt normale, dar dacă rigiditatea asta continuă, este un semnal de alarmă, pentru că acești factori sunt atribuiți, așa cum spuneam, unei vieți sedentare sau unei poziții incorrecte în timpul șederii, sau stresului psihofizic la care este supusă persoana, sau chiar și alimentației greșite. Da? Dacă ar fi să ne referim la factorii de risc în durerile articulare, aceștia sunt multipli și îi voi detalia pe fiecare, fiindcă este, fiecare dintre ei este important. Orice persoană poate, așa cum am văzut, poate suferi de dureri articulare, dar sunt anumiți factori de risc sau combinații de factori de risc care favorizează apariția durerilor articulare și care pot afecta în mod semnificativ calitatea vieții. Dacă este să ne referim la vârstă, sunt mai multe tipuri de artrită care sunt frecvente cu precădere în rândul persoanelor de peste 40-50 de ani. Artroza, dacă este să ne referim strict la artroză, riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, manifestându-se mai ales în rândul persoanelor de peste 65 de ani, fiindcă articulațiile în mod normal, datorită timpului, se degradează, se uzează, da? Mai ales dacă nu avem grijă de ele. Apoi, genul sau sexul, depinde cum vreți să-i spunem. În cazul artritelor, de exemplu, femeile sunt mai predispuse în a dezvolta poliartrită reumatoidă, în raport de 2 la 1 comparativ cu bărbații. Iar dacă este să ne referim la bărbați, de exemplu, aceștia sunt mult mai predispuși în a dezvolta gută. Raportul bărbați-femei pentru această afecțiune este 3 la 1, de exemplu. Dacă este să ne referim la artroză, femeile au un risc mai mare de a dezvolta gonartroză, adică și este acea degradare cronică a articulațiilor și mai ales în zona genunchilor. Da? Și artroza mâinii, iarăși, este o artroză mai frecvent întâlnită la femei. Bărbații, în schimb, au un risc mai mare de a dezvolta coxartroză, artroza la șold. De ce se întâmplă lucrul acesta? Cei care ați participat și la anterioara mea prezentare, în care vorbeam de surplusul ponderal, vorbeam acolo de distribuția ginoidă și androidă a grăsimii. Da? Tipul ăsta de afectare este în mod, nu știu cum să spun, în mod frecvent datorat acestei specificități de gen a dispunerii masei adipoase. Pentru că bărbații pun mai mult masă adipoasă în zona abdominală superioară și atunci la ei în primul rând este solicitată articulația coxofemurală, articulația șoldului, pe când femeile pun mai mult pe abdomen inferior fese abdomen. Da? Și coapse. Și atunci la ele genunchii sunt cei care într-adevăr sunt solicitați cu adevărat. Da? Dacă este să vorbim de predispoziția genetică, aici este deja demonstrat că dacă un membru al familiei suferă de afecțiuni articulare, acest fapt crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de artrită pentru persoanele înrudite cu această persoană. Dacă vorbim de excesul ponderal,
și este o problemă cu care eu tot recurent mă întâlnesc în situațiile pe care le abordez. Excesul ponderal este un factor major, mai ales pentru durerile articulare de genunchi. De ce? Pentru că genunchii sunt cei care ne susțin întreaga noastră masă corporală. Da? Articulația gleznei e diferită de articulația genunchiului. De articulația gleznei nu este la fel de afectată cum este genunchiul. Da? Acumulările de țesut adipos cauzează inflamație și pun o presiune enormă asupra articulațiilor. Dacă este să ne referim la traumatisme, infecțiile sau accidentele pot crește probabilitatea de apariție a durerilor articulare, mai ales la persoanele tinere. În cazul infecțiilor, cele mai frecvente sunt cele virale și bacteriene. De asemenea, articulațiile traumatizate au o predispoziție mai mare de a dezvolta artrită comparativ cu cele sănătoase. De aceea, sportivii, mai ales cei de performanță, au probleme mari după ce renunță la sport, pentru că în timpul activității ei și-au traumatizat în mod frecvent și puternic articulațiile pe care le-au supus la eforturi. De asemenea, istoricul medical este iarăși important, pentru că existența unor malformații sau a unor articulații deformate crește riscul de probleme articulare, deci și apariția durerii articulare. De asemenea, iarăși este important să menționăm tulburările de aliniament articular. Și aici, cred că ați văzut pe stradă acele persoane cu membre inegale, un picior mai lung, unul mai scurt, da? Sau cu tulburări de statică. Dar și traumatismele mecanice, iarăși, sunt implicate în acest mecanism, pentru că exercițiile fizice în exces sau luxațiile pot avea urmări directe asupra articulațiilor. Nu în ultimul rând, ocupația sau stilul de viață. Persoanele care realizează activități ce pun presiune asupra articulațiilor au un risc mai mare de durere articulară, chiar și la vârste tinere. Da? Și mă refer aici în special la cei care nu știu, trebuie să ridice sau trebuie să stea mult în picioare sau trebuie să stea nemișcați mult timp. Da? Sunt câteva profesii care în mod tradițional sunt expuse unui astfel de tip de afecțiune și am doi foarte buni prieteni care, din păcate, sunt expuși profesional la stat în picioare cronic nemișcat. Da? Dacă ar fi să ne referim la cauze și simptome, este important să înțelegem faptul că aceste afecțiuni articulare sunt insidioase. Ce înseamnă asta? Ele apar pe nesimțite, fără să ne dăm seama. Da? Se instalează fără a crea probleme de debut. De aceea este important să acționăm din timp asupra cauzelor și, din păcate, sunt foarte multe cauze care pot conduce la apariția durerilor articulare. Cauzele, să știți că depind parțial și de vârstă, într-adevăr, dar în același timp persoanele care își supra-solicită în mod constant articulațiile, și aici mă refer mai ales la sportivi, sau persoanele supraponderale, da? Se pot confrunta mai devreme sau mai târziu cu dureri articulare. Nu în ultimul rând, vârstnicii, ca urmare a uzurii în timp a cartilagilor, pot fi mai expuși la apariția durerilor în articulații. Pe de altă parte, iarăși, foarte important de menționat, femeile gravide, ca o consecință a creșterii în greutate și a secreției mari de relaxină, ce este relaxina, este un hormon care permite relaxarea ligamentelor pelvisului. De ce? Prin pelvisul femeii trebuie să treacă un cap cu o circumferință cu o treime mai mare decât circumferința normală a pelvisului respectiv. Da? Și atunci acele ligamente trebuie să fie mai laxe, trebuie să se poată destinde ca să poată să treacă capul copilului pe acolo. Da? Deci femeile gravide pot experimenta pe durata sarcinii dureri în articulații. De asemenea, durerea asta în articulații poate fi un simptom al unei accidentări sau poate să apară la persoane meteosensibile, da? Ca răspuns la schimbările de temperatură sau de presiune atmosferică. Dar acestea sunt cele mai de la urmă, să le spunem, cauze ale durerilor articulare. Cu adevărat problematice însă sunt durerile de articulații cauzate de diferite boli. Și aici putem include boli autoimune, boli de natură infecțioasă,
boli inflamatorii și nu în ultimul rând, iarăși o patologie care dă niște dureri articulare atroce, cancerele metastazante. Da? Durerea articulară poate fi de asemenea cauzată de diverse structuri din articulație sau din jurul articulației. Prin urmare, cauza de bază poate fi o problemă fie cu capsula articulației, fie cu oasele din sau de lângă articulație, fie cu tendoane, ligamente sau mușchi ce se găsesc în jurul articulației respective. De aceea este important să menționăm că durerea asta articulară poate fi cauzată și de durere simțită de-a lungul cursului unui nerv. De exemplu, o problemă la nivelul șoldului va face să simțiți durere în genunchi, iar durerea nervoasă apare și atunci când un disc intervertebral alunecă și provoacă durere la nivelul piciorului. Afecțiunea asta se mai cheamă și sciatică. De asemenea, mai sunt afecțiuni în care este afectată teaca de mielină. Ce este teaca de mielină? Nervii noștri ei conduc influxul nervos. Și mielina este o substanță izolatoare care permite ca acest influx nervos să nu disipe în jur, să rămână concentrat. Teaca de mielină este inertă din punct de vedere electric. Ea permite curentul electric să treacă doar la joncțiunile dintre cele două celule de mielină. Se cheamă conducere saltatorie. În momentul în care teaca de mielină este afectată, în mod automat este afectată și transmiterea influxului nervos prin nervul respectiv și apare acea durere specifică a afectării nervului sau axonului neuronului din nerv. Da? Și este o durere ca o arsură, ca o înțepătură. Da? Cele mai importante cauze, și o să începem cu cea mai frecventă, dacă vreți, artrita. Artrita este cea mai cunoscută și cea mai des întâlnită afecțiune care se manifestă prin dureri de articulații și este o afecțiune de natură inflamatorie. Este împărțită, dacă vreți, în două, osteoartrită și poliartrită reumatoidă, ambele forme ale sale afectând cu precădere femeile. Dacă este să vorbim de osteoartrită, are ca principală cauza durerilor deteriorarea cartilajului și poate afecta femeile cuprinse între, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. Iar artrita reumatoidă presupune acumularea de lichid în articulații, deformarea articulațiilor și slăbirea lor și este responsabilă cu scurtarea vieții cu 3 până la 7 ani. Este o boală foarte invalidantă și cu dureri atroce. De obicei, progresează cronic și distruge treptat articulațiile, iremediabil, și se manifestă prin degete și încheieturi dureroase, dure de dimineață, articulațiile sunt umflate și persoana respectivă nu poate strânge pumnul. Acestea sunt simptomele specifice acestei boli. În principiu, poate apărea pe toate articulațiile. Iar stratul de cartilaj de pe suprafețele articulare este din ce în ce mai distrus, zona osului subiacent, adică de dedesubtul cartilajului, se schimbă, articulația devine mai puțin mobilă pentru că devine foarte dureroasă și singura modalitate prin care organismul poate rapid să contracareze durerea este să imobilizeze acea articulație pentru a minimiza durerea. Se produce o inflamație a articulațiilor și durerea este aproape insuportabilă în poliartrita reumatoidă. Osteoporoza. Osteoporoza este o boală asociată cu menopauza și presupune o demineralizare osoasă care în timp poate conduce inclusiv la dureri în articulații. De asemenea, artroza sau uzura excesivă a articulațiilor. Apare de obicei atunci când articulațiile afectate au fost supra-solicitate mult timp. Uneori este rezultatul unui accident sau a unei leziuni a ligamentelor sau a unei malformații a articulației. Însă majoritatea durerilor de la încheietură, șold și genunchi se datorează artrozei, să știți. Bursita.
Bursita poate fi localizată între oase și țesut, pentru că, așa cum spuneam, bursele sunt acei mici săculeți care conțin lichid sinoviat. Da? Pentru că această bursă este acea cavitate. Da? Iritarea inflamatorie sau mecanică, dacă vreți, în cazul leziunilor sportive, poate inflama bursa și poate declanșa durere în regiunea în cauză. De asemenea, durerea de cot, să știți că este adesea cauzată de o bursă inflamată în articulația cotului. Durerea de umăr și să știți că propria nevastă a avut problema asta, se datorează burse inflamate sau calcifiate din regiunea umărului. Avem aici un mușchi care se cheamă deltoid și care are și capsulă și bursă. Durerea la genunchi, de asemenea, provine adesea din inflamația articulației genunchiului. Reumatismul. Da? Cine nu știe sau nu a auzit de reumatism. Să știți că acesta atacă sistemul osos, iar unul dintre simptome este durerea la nivelul articulațiilor. Iarăși o patologie, mă rog, nu foarte frecventă, dar important de menționat, condromalacia de rotulă și apare mai ales la sportivi. Și apare când cartilajul rotulei se deteriorează și este un tip de durere articulară care afectează în mod drastic mobilitatea genunchiului. Tendinita, iarăși, apare frecvent la sportivi, dar nu numai. Presupune inflamarea tendonului și primul simptom este durerea articulară, bineînțeles. Fibromialgia provoacă senzații de arsură și dureri în articulații, dar cauzele care conduc la declanșarea acesteia încă sunt necunoscute în totalitate. Inflamația bacteriană articulațiilor sau artrita bacteriană. Această inflamație afectează în principal articulația genunchiului și a șoldului. Bacteriile ajung fie la nivelul articulației prin sânge, fie infectează direct articulația sau prin intermediul unor răni sau operații la nivelul articulației sau prin diverse injecții în articulații. Cei mai frecvent implicați patogeni sunt streptococul și stafilococul și pot cauza umflături, dureri intense urmate de febră și frisoane. Posibile semne ale inflamației bacteriene a articulațiilor sunt durerile intense de genunchi sau șold și febră. În plus, zona articulației este umflată și roșie. Este important lucrul ăsta. Netratarea artritei septice, să știți că poate duce la sepsis sau septicemie și, într-un final, chiar și deces. Artrita Lyme. Da? Toată lumea a auzit de boala Lyme. Durerea articulară în boala Lyme se datorează și inflamației bacteriene a articulațiilor, iar acest lucru este declanșat de o bacterie care se cheamă Borrelia, care se transmite oamenilor prin intermediul căpușelor. Simptomele timpurii ale acestei boli includ oboseală, febră, cefalee și de multe ori o erupție sub forma unui inel roșu. Dacă nu vă dați seama că aveți boala Lyme, astfel încât să o puteți trata la timp, bacteriile, să știți că se pot răspândi la nivelul articulațiilor. De asemenea, se poate dezvolta o rigiditate a gâtului, pot apărea dureri de mâini și de picioare. De asemenea, în timp pot fi afectate chiar inima și sistemul nervos. Este o afecțiune gravă și necesită intervenție de specialitate urgentă. După aproximativ 4 săptămâni apar și simptomele tipice precum oboseală, febră, înroșirea pielii și durerile articulare. Da? Guta. O problematică despre care acum câteva zeci de ani se spunea că este apanajul chiaburilor, a oamenilor bogați. Da? În gută, ce se întâmplă? Concentrația de acid uric din sânge este crescută ca urmare a unui consum excesiv de proteine. Și cristalele de acid uric în exces sunt depuse, printre altele, și în articulații, provocând un atac acut de gută
cu dureri articulații severe, articulațiile se umflă, se înroșesc. Deseori, afecțiunea se declanșează la baza degetului mare de la picior și apoi se răspândește către alte articulații. De asemenea, semnele afecțiunii mai pot apărea la nivelul genunchilor, a gleznelor, a coatelor și a pumnilor. Supraîncărcarea cu proteine, să știți că nu este singurul factor de risc. De asemenea, este implicat abuzul de alcool sau de băuturi zaharoase sau deshidratarea sau administrarea anumitor tipuri de medicamente, precum și ridicarea și deplasarea repetată a unor greutăți prea mari. Toate acestea pot provoca o criză de gută. Bolile autoimune, și aici menționăm lupusul eritematos sistemic sau și psoriazisul. Sunt afecțiuni autoimune care pot provoca dureri de articulații, iar persoanele diagnosticate cu lupus eritematos sistemic au un sistem imunitar hiperactiv care poate viza în mod greșit articulațiile, pielea, sângele, rinichii sau alte organe. Simptomele pe care le poate dezvolta bolnavul sunt, și aici menționez câteva, articulații umflate și dureroase, căderea părului, probleme de respirație, tulburări ale memoriei, mici leziuni în zona gurii sau a nasului, erupție facială în formă de fluture și așa mai departe. De asemenea, alte cauze, boli infecțioase. Persoanele care s-au confruntat cu infecții virale hepatice, hepatită, da? Sau cu rubeolă, sau cu oreion, sau cu varicelă, da? Infecții virale, mai ales în perioada copilăriei și nu numai, scarlatină, tuberculoză, gripă. Da? Aceste persoane sunt mult mai expuse la riscul de a dezvolta artralgii. De asemenea, rachitismul este o altă posibilă cauză, iar persoanele care suferă de rachitism, să știți că se pot confrunta și cu dureri articulare. Alte posibile cauze, entorsele. O entorsă apare atunci când ligamentele care sunt în jurul articulației respective se întind și se rup. Și aceasta poate apărea în urma practicării unui sport, în timpul unei căderi sau altor activități. Pot fi și casnice, nu neapărat sportive. Printre simptome se numără și durerile articulare și tumefierea, umflarea zonei respective. De asemenea, articulațiile dislocate. O articulație a degetului dislocată apare atunci când oasele nu mai sunt în poziția corectă, de exemplu. Da? Fracturile. Fracturile afectează oasele, iar dacă o fractură sau o ruptură apare aproape de articulația degetului, de exemplu, durerea poate să apară atunci când apeși pe degetul respectiv. Simptomele includ și durere articulare, dar și amorțeală și o mobilitate limitată. Iarăși o problemă serioasă, metastazele. Metastazele articulare sau osoase sunt tumori care apar atunci când celulele canceroase se răspândesc în țesutul articular sau osos și de multe ori la distanță față de zona de unde au plecat. Acestea sunt totuși rare și apar de obicei la, nu de obicei, apar la, doar la pacienții cu cancer. Printre simptomele se numără și durerea articulară sau osoasă și slăbiciunea membrelor. Iarăși o afecțiune care apare la unele persoane, care este însoțită de durere articulare, gonorea. Este o boală cu transmitere sexuală care afectează nu doar organele genitale sau anusul sau ochii sau gâtul, ci și articulațiile. Această afecțiune poate cauza artrită gonococică, iar simptomele pot fi umflarea articulației, aceasta devine fierbinte și roșie, există senzația de arsură în momentul urinării și alte simptome specifice bolilor cu BTS-urilor, bolilor cu transmitere sexuală. Nu în ultimul rând, probleme cu tiroida. Și să știți că nu este o confuzie. Tiroida este o glandă mică pe care noi o avem aici la gât, are formă de fluture
și ea produce hormon care controlează modul în care corpul nostru folosește energia. Acești hormoni au impact asupra multor funcții diferite ale corpului și, printre altele, permit articulațiilor și mușchilor să fie lubrifiați și să mențină starea optimă. De asemenea, modificări ale condițiilor climatice pot și ele să reprezinte cauze ale durerilor articulare și sunt date de schimbările de temperatură sau de presiune atmosferică. Am vorbit de cauze, dar care sunt remediile? Păi, durerea poate fi gestionată de obicei cu medicamente, cu terapie fizică sau cu tratamente alternative. Iar durerile de articulații se tratează din mai multe direcții, atât cu medicamente, cât și cu ajutorul remediilor și terapiilor alternative, dar este important să se depisteze întocmai care este cauza reală a artralgiei. Artrozele și poliartritele reumatoide sunt afecțiuni cronice, astfel că nu există tratament care să oprească apariția durerii sau să prevină reapariția ei. Dar există metode prin care această durere poate fi gestionată, astfel încât episoadele dureroase să fie cât mai suportabile pentru persoana în cauză. Pentru celelalte afecțiuni, pe lângă tratamentul durerii, trebuie efectuat și tratamentul afecțiunii declanșatoare. Dacă este să ne referim la tratamentul medicamentos, aici să știți că acesta depinde de tipul durerii. Și o soluție sunt antiinflamatorile nesteroidiene. Ele reduc durerea și inflamația și sunt recomandate pentru afecțiunile articulare acute sau cronice. Nu previn avansarea bolii însă. Iar în această categorie putem menționa ibuprofenul, naproxen, diclofenac, indometacinul, sunt mai multe substanțe active care se folosesc pentru managementul durerii. De asemenea, aplicarea de creme sau de geluri pe bază de substanțe antiinflamatorii poate fi utilă. O altă clasă de medicamente care pot fi folosite sunt glucocorticoizi. Aceștia au un efect antiinflamator și reduc și durerea într-un timp scurt. Uneori se administrează prin injectare directă în articulații. O medicație mai nouă apărută este medicația patogenică. Aceasta încetinește distrugerea articulațiilor și poate ajuta la obținerea remisiei în unele cazuri. Pentru rezultate optime este indicată administrarea în fazele incipiente ale bolii. Cele mai cunoscute, analgezice. Analgezicele, iar dintre ele cel mai folosit, paracetamolul. Acesta reduce durerea articulară, reduce durerea musculară și febra. De asemenea, un alt exemplu de soluție pentru această problemă pot fi analgezicele opioide. Acestea ce fac? Reduc durerea articulară, dar marea lor problemă este că produc dependență și foarte repede. Cele mai utilizate sunt codeina și tramadolul. Și de menționat că, pe lângă faptul că ele produc dependență, au efecte adverse înfiorătoare la nivel hepatic și nu numai, cardiovascular și așa mai departe. Sunt însă și medicamentele cu acțiune lentă. Aici intră glucozamina și sulfatul de condroitină. Ce fac acestea? Ele reduc durerea articulară dacă este cauzată de gonartroză. Mai mult, acidul hialuronic este folosit pentru calmarea durerii articulare provocate de coxartroză. Veți vedea că în cele ce urmează voi atinge acest subiect, acid hialuronic, glucozamină, condroitină, pentru că avem soluții în acest sens. La aceste medicamente cu acțiune lentă, să știți că se mai pot asocia și decontractulante musculare care cresc efectul medicației folosite de bază. Tratamentul topic. Pentru ameliorarea durerii pot fi folosite prin aplicații locale diverse geluri antiinflamatorii în funcție de tipul durerii și se pot folosi geluri ce asociază mentol pentru a da acea senzație de rece, da? Sau geluri cu capsaicină. Ce este capsaicină? Este acea substanță care se găsește în ardei iuți, da? Care creează o senzație de căldură locală. S-a observat că atât senzația de răcoare cât și cea de căldură în unele situații, în funcție de persoană, ameliorează semnificativ durerea. De asemenea, infiltrațiile.
În cazul în care există un lichid acumulat în articulație, este utilă de cele mai multe ori efectuarea unei puncții evacuatorii, da? Pentru a reduce rapid durerea. Dar sunt și dezavantaje. Da? Alte tipuri de infiltrații ce pot fi folosite sunt substanțele vascoelastice sau terapiile regenerative, iar alegerea tipului de substanță folosită depinde de cauza durerii. Iarăși o altă soluție este terapia fizică. De ce? Pentru că această terapie fizică presupune creșterea puterii musculare ce asigură o stabilitate suplimentară a articulației respective și menține mobilitatea normală. Poate cuprinde atât fizioterapie cât și kinetoterapie. Iar frecvent pacienților cu artroză le este recomandat să efectueze cure anuale la balneoterapie, la care pot să adauge și ședințe de masaj care ajută. În cazul pacienților supraponderali, scăderea greutății poate ameliora durerea articulară și le este recomandată efectuarea exercițiilor fizice și sporturi cu impact redus, cum ar fi, de exemplu, notul sau mersul pe bicicletă, pentru a nu supune articulațiile unui efort prea mare și pentru a produce leziuni. Da? Tratamentul acasă este o soluție, iar durerile articulare pot fi ameliorate într-o primă etapă prin metode simple. Acestea pot fi descrise prin acronimul RICE. R vine de la aplicații locale reci, care se pot aplica de câteva ori pe zi și au atât efect antiinflamator, cât și efect antialgic. I vine de la imobilizare și este recomandat repausul articular. C, compresie elastică la nivelul articulației respective, iar E vine de la poziția elevată a membrului afectat deasupra nivelului inimii. Cum putem preveni aceste dureri articulare? Durerile articulare pot fi prevenite printr-o combinație de schimbări ale stilului de viață și eu acum o să fac referire la câteva suplimente pe care le avem la dispoziție aici în această comunitate. Și să știți că voi începe și voi termina cu două produse care, la prima vedere, nu prea au legătură cu subiectul despre care vorbim în seara asta. Dar până la final, voi explica și motivul introducerii lor în prezentarea aceasta. Da? Și încep cu produsul Vedetă. Produsele. Ele sunt două care împreună formează unul. Zi și noapte. Zi și noapte este produsul vedet al companiei care ne ajută pe atât de multe niveluri, pe atât de multe aparate și sisteme, încât m-am simțit obligat să-l introduc. Pentru că pe timp de zi susține acea energie de care avem nevoie, dar susține și acele procese antiinflamatorii de la nivelul organismului nostru, iar articulațiile fac parte din organismul nostru. Iar dacă este să ne referim la produsul de noapte, acesta, pe lângă faptul că ne ajută să ne odihnim în mod corespunzător, el mai face încă ceva. Ajută ficatul să-și facă treaba la capacitate maximă. Care este treaba ficatului? Printre altele, este și reparația organismului acolo unde este nevoie. Sinteza de proteine și sinteza de colagen. Și veți vedea în cele ce urmează că pentru că am vorbit de ligamente, am vorbit de capsule, am vorbit de burse, am vorbit de tendoane, da? Toate astea conțin, printre altele, colagen. Mai conțin acid hialuronic, mai conțin condroitină, da? Toate aceste substanțe, veți vedea imediat că le vom detalia. Dar toate acestea, pentru a-și putea face treaba, este nevoie să fie asamblate de către ficat. Iar acest produs, zi și noapte, susține activitatea hepatică, susține regenerarea pe care ficatul nostru are nevoie să o facă și la nivelul articulațiilor noastre. Da? Acesta este primul produs de care spuneam că la prima vedere nu ar avea o legătură directă cu articulațiile. Da?
Un al doilea produs, care de data asta este cu dedicație, dacă vreți, pentru această problematică, este colagenul lichid. De ce? Nu știu dacă sunteți familiarizați cu faptul că după vârsta de 35 de ani, organismul uman, indiferent de genul persoanei respective, pierde zilnic cam un gram de colagen. Din cauza asta, în timp, după o vârstă, ajung să ne doar articulațiile, ajung să vedem riduri pe fața noastră, ajungem să vedem că pielea începe să lase. Pentru că ficatul nostru nu mai poate sintetiza atât de mult colagen pe cât are nevoie corpul nostru să consume. Ori acest produs în 50 de mililitri ne furnizează 1250 de miligrame de colagen și iarăși are o particularitate deosebită acest colagen de la DuoLife. Este un colagen provenit din pielea unor pești marini care provin din culturi certificate bio. Da? Și asta, particularitatea este că molecula de colagen din pielea de pește, de apă sărată, este o moleculă mult mai mică decât molecula de colagen provenită din pielea animalilor care cresc pe lângă casa omului. Și mă refer aici la vită porc, în special. Colagenul provenit din pielea peștilor marini are o greutate moleculară de 2000 de daltori. Este o moleculă mică. Este o moleculă care se poate absorbi mult mai rapid din intestinul nostru și poate să ajungă la niveluri mult mai profunde ale corpului nostru. Nu vorbim aici doar de piele. Vorbim de articulații, tendoane, aponevroze, mușchi și așa mai departe. De aceea este unul dintre produsele foarte, foarte importante și cu beneficii majore pentru articulațiile noastre. Pentru că în afară de colagen conține și siliciu, conține și acid hialuronic, conține și glucozamină și condroitin. Da? Este un produs cu care foarte mulți oameni deja încep să vadă beneficiile într-un timp mult mai scurt. De ce? Pentru că v-am spus de acea moleculă mică, da? Ajunge să fie fixată mult mai repede la nivelul țesutului care are nevoie de colagenul respectiv, în cazul de față articulații, dar nu numai. Vitamina C, iarăși, este un produs foarte important în această patologie. De ce? Pentru că vitamina C, în afară de celelalte roluri ale sale, și nu vreau să mai insist acum pe alte roluri, mă voi limita strict la discuția din seara aceasta, vitamina C este cea care favorizează sinteza de colagen la nivel hepatic. Ficatul nostru, din aminoacizi, sintetizează colagen și în momentul în care avem suficientă vitamina C, îi ușurăm treaba ficatului. Da? Vitamina C este 100% naturală, în 25 de mililitri avem 400% din doza zilnică recomandată de vitamina C necesară unui adult și partea cea mai frumoasă este că neacumulându-se, nu o să ne supraintoxicăm niciodată cu vitamina C, excesul va fi întotdeauna eliminat pe cale renală. Un alt produs important este clorofila. Și mă voi limita aici strict la efectele pentru articulații și mă refer aici în primul rând la efectul antiinflamator, mă refer în primul rând la aportul crescut de oxigen pe care clorofila îl aduce la nivel tisular și mă refer aici la eliminarea metalelor grele și a toxinelor din organism, inclusiv de la nivelul articulațiilor noastre. De asemenea, aloe este un produs care a demonstrat că atunci când vine vorba de reparare, când vine vorba de răni, este un produs care chiar face diferența. Da? Și atunci când vorbim de articulații, vorbim de multe ori de răni, microleziuni. Intrând în sânge, aloea își face treaba și ajută la grăbirea procesului de vindecare de care avem nevoie în cazul traumatismelor. De exemplu, da? Pentru că am spus că în multe situații. Mă iertați un piculeț, vă rog. Jos. Scuze, era fetița mea și mă întreba ceva. Unul din produsele de bază
de care voiam să vorbesc în seara aceasta pentru această problematică este Regen Oil sau aurul lichid. De ce? Este o combinație unică de 13 tipuri de uleiuri presate la rece, conține vitamina K2MK7, este implicată direct în tot ce înseamnă procese normale de coagulare a sângelui, dar de asemenea este implicat și în mobilizarea calciului, a ionilor de calciu. Hai vină lângă tati. Este implicată în eliminarea calciului de la nivelul zonelor în care el nu are ce să caute. Și tocmai de aceea sunt acele persoane care au depozite de calciu la nivel articular sau intervertebral și acest produs vine să ajute în mod esențial pe cei care chiar au nevoie de el. Bun. Pentru că am vorbit de colagen, este nevoie să vorbim de mâna lui dreaptă. Din punctul meu de vedere, Prostic este mâna dreaptă a colagenului. De ce? Pentru că îl ajută să se fixeze acolo unde este nevoie de el. Vine cu un aport suplimentar de acid hialuronic, de condroitină și de glucozamină și grăbește procesele de reparație la nivel articular, la nivel de tendoane, la nivel de aponevroze, burse și așa mai departe. Este un produs care într-o doză de 1-2 capsule pe zi chiar reduce în mod semnificativ timpul până la care putem obține acea reducere a durerii, pentru că cel mai important simptom de care fug oamenii în viața lor este durerea. Și acest produs ne ajută împreună cu celelalte să scăpăm mai repede de această durere. ProSelect, am vorbit despre el și în alte ocazii. Iar aici mă refer strict la proprietățile lui antiinflamatorii. Pentru că am spus că la nivel articular sunt situații în care avem inflamații. Da? Sunt situații în care este nevoie de un antiinflamator, iar ProSelect este unul dintre cele mai puternice antiinflamatorii pe care noi le avem la îndemână, neutralizează radicalii liberi și grăbește procesul de vindecare. Este iarăși un produs esențial care poate ajuta oamenii care suferă de dureri la nivel articular. Prodeacid poate părea că nu are ce să caute aici, dar să știți că atunci când vorbim de boală, suferință, oricare ar fi ea, s-a demonstrat faptul că această boală, această suferință apare când pH-ul virează spre zona acidică, da? Scade sub 6,5. Fie că vorbim aici de sânge, fie că vorbim de lichide interstițiale. Da? Și lichidul sinovial este unul din lichidele interstițiale. În momentul în care avem la îndemână un produs care ne crește aciditatea, și vorbim aici de proteacid, ajută organismul să grăbească procesul de vindecare. Da? Pentru că proteacid, da, ok, acționează la nivel de tub digestiv, dar acționează și la nivel de lichid interstițial și la nivel de celulă în tot organismul nostru. De aceea este un produs care eu consider, așa cum am scris la început, nu știu dacă ați fost atenți, această prezentare reprezintă punctul meu de vedere. Da? Nu înseamnă că este cel mai bun punct de vedere din lumea asta, dar eu îmi argumentez afirmațiile prin ceea ce eu consider că este corect, adevărat despre produsul respectiv. Și pentru că la început spuneam că o să introduc două produse care teoretic nu au ce legătură să aibă cu discuția de față, al doilea la care făceam referire este prolelaxin. Pentru că este demonstrat faptul că atunci când suntem relaxați la nivel mental, facem lucrurile mult mai în tihnă. Ficatul nostru poate să își îndeplinească funcțiile de bază, adică aceea de detoxifiere și de reparare, și putem să evităm o grămadă de situații în care din cauza grabei sau din cauza stresului nu suntem atenți unde punem un picior și facem o luxație sau o fractură. Da? De aceea eu consider că și acest produs poate aduce un plus celor care suferă de dureri la nivel articular.
De asemenea, este important să discutăm și puțin despre sfaturi pentru sănătatea articulațiilor. Articulațiile joacă un rol esențial în mobilitatea și starea de bine generală. În timp ce o varietate de factori pot afecta articulațiile, și aici ne referim la leziuni, inflamație, la atrofie musculară, suprautilizare, da? Există lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja articulațiile și pentru a preveni degenerarea acestora. Pentru că, în mod inexorabil, ele se vor deteriora. Doar că este important să facem ceva astfel încât să întârziem cât mai mult posibil acest proces. Sunt anumite tehnici care ne pot ajuta să avem grijă de articulații, mai ales odată cu îmbătrânire. Dacă ar fi să ne referim la ele, la câteva dintre ele, mișcarea fizică sau sportul sunt cheia pentru articulațiile sănătoase. În fiecare zi este bine să ne mișcăm fiecare articulație prin întreaga gamă de mișcare disponibilă pentru articulația respectivă, pentru a susține mobilitatea și pentru a preveni durerile. De asemenea, asigurați-vă că mișcările sunt lente și blânde, pentru a evita rănirea și aveți grijă să nu exagerați. Dacă vreți, gândiți-vă să facem așa o glumă, nu știu cât o să fie ea de bun gust sau nu. Purtați-vă cu articulațiile dumneavoastră așa cum vă purtați cu partenerul atunci când vreți să fiți apropiați de partener. Da? Înainte de a începe, folosirea intensă a articulației, faceți-i o încălzire. După care puteți folosi articulația respectivă și după ce ați folosit articulația în mod intens, faceți-i și o perioadă de refacere acelei articulații. Da? Este util lucrul ăsta. E bine să facem activitate fizică zilnic, pentru că mișcarea crește circulația lichidului sinovial și a nutrienților prin articulații. Și întărește oasele și mușchii, care la rândul lor vă protejează articulațiile. Cel mai bine este să includeți întinderea și antrenamentele de forță în rutina de exerciții fizice zilnice. Și de asemenea, referitor la la activitatea fizică regulată, ce face ea? Crește rezistența osoasă, deci reduce riscul de a dezvolta osteoporoză, vă ajută să ajungeți și să vă mențineți o greutate normală sau sănătoasă, susține flexibilitatea articulațiilor și îmbunătățește echilibru, postura și coordonarea. De asemenea, activitatea fizică regulată vă reduce riscul de a dezvolta alte boli. Și aici pot să fie boli de inimă, diabet zaharat tip 2, cancer de intestin, cancer de sân și așa mai departe. Dacă nu sunteți activ în mod regulat sau sunteți o persoană supraponderală, începeți cu sesiuni mici, scurte, de 10 minute de exerciții zilnic. Puteți crește apoi treptat această perioadă și se recomandă ca puțin câte puțin să ajungeți la măcar 30 de minute de exerciții, ideal de 5 ori pe săptămână. Poate să pară mult, dar să știți că această activitate fizică și-a demonstrat eficacitatea asupra sănătății articulațiilor și nu numai. De asemenea, evitați statul prelungit în aceleași poziții. De ce? Pentru că în felul ăsta articulațiile se rigidizează, se tasează, da? Și trebuie evitat lucrul ăsta. De asemenea, când mergem cu mașina, este bine să facem pauze măcar după o oră și jumătate de condus non-stop. Da? Pentru că în felul ăsta lubrefiem articulația respectivă, favorizăm circulația lichidului sinovial pe întreaga articulație și hrănim întreaga suprafață a articulației prin lichidul sinovial. Da? De asemenea, mersul pe jos sau mersul cu bicicleta sau în notul sau gimnastica te pot ajuta. Cum? Pentru că reduc acea redoare matinală a articulației, de asemenea reduce durerea matinală, crește flexibilitatea în articulația respectivă sau în articulațiile respective, întărești mușchii din jurul articulațiilor,
îmbunătățesc starea generală a nivelului de energie de asemenea și creează și un sentiment de bunăstare până la urmă. Da? De asemenea, repet, nu uitați de acea încălzire înainte de antrenament și moderați-vă nivelurile de activitate. Indiferent dacă vorbim de yoga sau vă pregătiți pentru un maraton, asigurați-vă, repet, că vă încălziți întotdeauna înainte de a vă antrena și ascultați-vă corpul întotdeauna pentru a preveni supra-solicitarea. Pentru cele mai bune rezultate, exercițiile de încălzire și răcire ar trebui să dureze aproximativ 5 minute. Lucrați, în general, cu aceiași mușchi pe care îi folosiți în timpul exercițiului fizic, dar într-un ritm mai lent, iar încălzirea este extrem de importantă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Iarăși, un lucru foarte important, postura corectă pentru articulațiile noastre, pentru a ne menține articulațiile sănătoase. E bine să adoptați o postură corectă la birou, când mergem sau pur și simplu când stați. Și de asemenea este important să folosiți un scaun pe cât posibil ergonomic, să purtați încălțăminte potrivită și să purtați genți de umeri care se distribuie greutatea în mod echilibrat pe fiecare umăr pentru a vă proteja articulațiile. Postura deficitară, să știți că poate modifica aspectul și pune presiune mare pe articulații, iar modul în care vă susține și mișcați corpul are un impact foarte important asupra articulațiilor. E bine să exersați o postură bună prin adaptarea spațiilor de lucru la specificațiile personale. Evitați să ridicați greutăți mari, iar când ridicați greutăți, puneți presiune pe picioare și nu pe spate. Cu alte cuvinte, nu faceți ce am făcut eu acum ceva vreme, aveam de ridicat din portbagajul mașinii două boxuri de sticlă de 5 litri cu apă plată și m-am întins spre în față și am ridicat simultan două boxuri și instantaneu mi-am declanșat criza de lomboșciatic. Da? Atunci când ridicați ceva de jos, faceți genuflexiuni. Lăsați-vă din genunchi și luați greutatea. Nu vă aplecați spre în față și luați greutatea, pentru că în felul ăsta greutatea respectivă este pe centrul de greutate al dumneavoastră, este pe acele articulații axiale, da? Adică pe coloană și pe articulațiile coxofemurale. Și nu faceți presiune pe zona lombară a coloanei. Distribuiți pe întreaga zonă, pe întreaga coloană și pe cele două articulații coxofemurale acea greutate suplimentară. Este foarte important. De asemenea, când transportați obiecte grele, nu le țineți în fața dumneavoastră, țineți-le lângă dumneavoastră, ca să fie cât mai aproape de centrul dumneavoastră de greutate. Iarăși un lucru foarte important, controlul greutății proprii, controlul greutății corporale. Este important să reducem controlul greutății corporale, pentru că fiecare kilogram de greutate corporală în plus crește forța de apăsare pe genunchi și la fiecare pas pe care îl faceți, chiar dacă nu vă dați seama de lucrul ăsta. Reducând kilogramele în plus prin exerciții fizice și printr-o dietă sănătoasă și slavă Domnului, avem alternative în cadrul acestei comunități, nu doar că vă preveniți viitoarele probleme la genunchi, dar puteți ajuta și la reducerea durerii dacă deja s-a dezvoltat osteoartrita de genunchi, de exemplu. De asemenea, luați în considerare o abordare precum dieta mediteraneană, care include un amestec abundent de fructe și de legume, precum și cereale integrale, grăsimi sănătoase, da? Acizi grași omega-3, omega-6, vorbim și de regenoil aici din nou, dacă doriți, da? Acest lucru poate ajuta la reducerea inflamației și de asemenea poate să vă protejeze suplimentar cordul. Sportul regulat poate îmbunătăți de asemenea șansele de a vă menține într-o greutate sănătoasă. Iarăși un aspect foarte, foarte important. Somnul de calitate susține articulațiile sănătoase. Da? Vorbeam de prorelaxin ceva mai înainte. Un somn profund sau un somn relaxant, adică un somn de calitate, de cel puțin 7-8 ore în fiecare noapte, îi permite corpului
să se regenereze, inclusiv la nivelul articulațiilor. Înainte de culcare, e bine să practicați tehnici de gestionare a stresului, dacă se poate, bineînțeles, și ele sunt destul de simple, acea respirație profundă sau baia caldă, da? Pentru a ne ajuta corpul să intre în acea stare mai relaxată. De asemenea, foarte mare grijă la poziția în care dormiți. Nu în ultimul rând, alimentația sănătoasă înseamnă articulații sănătoase, pentru că inflamația este un factor de risc major pentru problemele articulare și, din fericire, există mai multe strategii dietetice care pot ajuta la reducerea inflamației în mod sistemic. Este bine să adoptați o dietă antiinflamatorie, care se concentrează asupra alimentelor proaspete, întregi, inclusiv legume și cu frunze verzi. Da? De asemenea, evitați pe cât posibil alimentele inflamatorii. Acestea includ alimentele procesate și care conțin aditivi artificiali, dar și zahărul și alcoolul. Iarăși, un lucru foarte important. Nu uitați să beți apă suficientă. Apa ajută, printre altele, și la lubrifierea articulațiilor și încercați să beți apă în fiecare zi în cantitatea adecvată masei dumneavoastră corporale. Și când spun asta, știu că îi disper pe toți cei cu care stau de vorbă. 35 de mililitri de apă pe kilogram corp pe zi. Aceasta este cantitatea de apă pe care un adult este indicat să o consume pe timp de toamnă, iarnă, primăvară. Vara ar trebui cu 30% în plus, pentru că pierdem suplimentar apă prin transpirație. De asemenea, să știți că o dietă antiinflamatorie și consumul de alimente bogate în antioxidanți poate ajuta la reducerea inflamației în articulații. Și încercați să introduceți fructe de pădure, de exemplu, legume cu frunze verzi, condimente și aici, dacă vreți, turmeric, grăsimile sănătoase, da? Nuci, avocado, pește, da? În dieta dumneavoastră. De asemenea, să știți că și calciul ajută la susținerea oaselor și mușchilor și poate fi obținut din alimente destul de comune, ca să spun așa, adică ușor accesibile pentru mulți dintre noi. Brânză, iaurt, lapte, da? Suplimente și, slavă Domnului, iarăși, avem suplimente. Și pentru că tot veni vorba de suplimente, să știți că pe piață există multe variante care vă pot ajuta să reduceți inflamația și să vă protejați articulațiile. Studiile au arătat că utilizarea suplimentelor alimentare condroprotectoare, adică conțin glucozamină și condroitină, ameliorează durerea și îmbunătățesc funcția articulară. Și nu în ultimul rând, și deja cred că am vorbit suficient de mult pentru seara aceasta și îmi cer scuze dacă am fost plicticos, aveți grijă de starea dumneavoastră mentală și emoțională. Când suntem stresați, corpul nostru poate avea un răspuns inflamator destul de important și acest lucru poate face articulațiile se umfle, să devină mai puțin mobile. Stresul determină de asemenea creșterea nivelului cortizolului, se mai cheamă hormonul stresului, iar acesta poate reduce producția de colagen din corpul nostru. Ele sunt cumva legate. De asta am trecut în revistă produsele despre care eu consider că ne pot ajuta ca și suplimente din ceea ce avem la îndemână în această frumoasă comunitate. Stresul, să știți, de asemenea, poate face mușchii să se încordeze și această tensiune face ca articulațiile noastre să acționeze mult mai greu, ceea ce poate duce și la apariția inflamației și la un disconfort suplimentar.